Bun găsit, prieteni, sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să urmăm împreună derbiul acestei etape în Liga 1. Se joacă pe arena națională FCSB CSE Universitatea Craiova. A fost singurul meci pe care FCSB l-a pierdut acasă în acest campionat, unde a câștigat de 12 ori și a mai făcut 3 remize. Excelentă acțiune, să vedem centrarea lui Crețu. Ratează Coman Tănase pentru Ejuba. Este anulat de Horațiu Feșnic, cel care a condus și ultima întâlnire directă dintre CSU Craiova și FCSB, acel 2-3. Să revedem această fază. Nu știu dacă n-a fost Hens. Da, e Hens. Nu este fault, este Hens. Revedem golul anulat. După părerea mea, a fost Hens la Ejuma. În sezonul 2019-2020, centrare și Vinicius reia. Alternează meciurile bune cu unele greșeli mari. L-a dominat Vinicius pe Pap. Cred că l-a și faultat, nu numai că l-a dominat. Foarte bună această pasă, foarte bună această pasă. Mare ocazie și este penalti pentru CSE Universitatea. Obținut de Ivan, minutul 44. Contrar cursului jocului, la prima acțiune bună de atac, Ivan obține penalti pentru Olteni. Din acest unghi e greu de spus, să vedem de aici. Da, pare să fie, pare să fie. Sunt echipele cu cele mai multe penaltiuri primite, 12, FCSB pentru Craiova este al 10-lea. Ivan, 1-0. Jocului, dar ăsta este fotbalul. FCSB a fost mai bună în prima repriză, dar echipa care conduce este CSU Craiova. A intrat și cheșerul căruia galeria îi scandează numele. Centrare, mingea este respinsă. Extraordinar acest dribling, super fază, super fază a lui Popescu. Un dribling uluitor în fața lui Mateiu. În concentrare, Piliaceli respinge. Faza este continuată de Cordea. Cordea, șut blocat. Îl are în față pe Popescu. Vătăjelul se retrage. Popescu se împiedică un pic în dribling. Continuă și trimite în plasa laterală. Un pic egoist. Cordea era liber pe colțul lung. Dar încă o acțiune care arată că Vătăjelul singur nu-l poate stăpâni pe acest diamant al fotbalului nostru. Rămâne de văzut dacă el va continua să progreseze așa cum pare normal. A debutat și în echipa națională în cele două meciuri amicale cu Grecia și Israel. Centrarea lui Olaru! Piliaceli! Este senzațional! Bară! Uluitor ce se întâmplă! Ce ocazie pentru Cristea! Este cam fault al lui Cheșeru. Cam obstrucție asupra lui Piliaceli, este fault, greșeala lui Feșnic, care are din nou noroc, este salvat de faptul că FCSB nu înscrie.
Tănase. Mingea se duce la Popescu. Popescu! Gustavo se retrage pentru a ajuta pe Vătăjelu. De neoprit însă Popescu. O cascadă de driblinguri. Popescu centrează Cheșeru. Se luptă acolo cu adversar Tănase din volee. FCSB are ghinion. Mingea îl lovește pe bancu. Un balon care s-ar fi dus glonț. Suntem la jumătatea reprizei secunde. Încep nervii. Se împing acolo tare de tot Crețu cu Marcovici, care se aruncă pe jos pretinzând că a fost lovit de Crețu. Să așteptăm relorile. Galben, Marcovici și Crețu. Decizia așa la mijloc. Da, este un gest urât al lui Crețu. Nu-l lovește, este un gest urât. Marcovici simulează și se chinuie cu greu să găsească vreo zgârietură pe gât. Centrale Radunovici! Cheșeru trimite peste. Reușește să câștige prin planul. Atacă foarte bine mingea. Se vede că este un vârf adevărat. Mingea se duce peste bară. Excelent, ia fața lui Screciu. Poziția era însă complicată. Era greu de marcat. Ivan boxează bine Târnovanu în lateral. Oh, gol magnific, 2-0. Gol magnific înscris de Bic. Realizarea carierei pentru Ovidiu Bic. 2-0 Craiova, minutul 74. Realizarea carierei, un șut fabulos care se duce în vinclu. Craiova pe cale să câștige acest meci în care a fost dominată copios. FCSB schimbă, îl scoate pe Crețu și introduce pe Gheorghe, dar cred că este târziu. Ce execuție, neverosimil! Golul carierei pentru mijlocașul oltenilor. 2-0 pentru CS Universitatea Craiova.